Evenimentul și-a propus să premieze firmele din județul Suceava care s-au remarcat în anul 2011 prin obținerea unor rezultate foarte bune. Peste 200 de patroni de firme din județ au fost prezenți. Camera de Comerț și Industrie Suceava își face o obligație de onoare în fiecare an, în cei 21 de ani de activitate de până acum, să premieze în fiecare seară, în toamnă, oamenii de afaceri pentru rezultatele ale activităților lor. Pentru fiecare om, toamna este perioada în care face analiza recoltei. Pentru oamenii de afaceri, toamna este momentul în care își fac o evaluare a activității din anul precedent, cu toate suișurile și rezultatele pozitive obținute în activitatea lor. Topul firmelor reprezintă un barometru al realității economice județene și o recunoaștere a meritelor și reușitelor pe care managerii companiilor locale le-au obținut în anul care s-a scurs, firme care nu doar au făcut față situației economice, sociale și financiare actuale, dar au reușit să-și dezvolte afacerea și să identifice noi piețe de desfacere. Și reprezentanții administrației publice, municipale și județene au fost prezenți la eveniment. Invitații au ținut să amintească de importanța activității firmelor private în România, activitate de care depinde întreaga economie națională. Dumneavoastră, ca oameni de afaceri, reprezentați sigur pentru noi administrația, să spunem așa, motorul care asigură dezvoltarea unei societăți. Și de aceea cred eu că este important ca astăzi, în zi de toamnă, după am menționat și antevorbitorul meu, să vedem care au fost cei mai buni și sigur că, iată, un an 2012 care a avut problemele sale, știm cu toții că v-ați confruntat cu probleme și de aceea cred eu că trebuie premiați toți oamenii de afaceri din județul Suceava pentru efortul de a susține afacerile și chiar unii dintre dumneavoastră de a și le dezvolta. De regulă, sau poate eu aș fi așteptat ca dumneavoastră să fiți aici, nu eu, să vorbiți dumneavoastră, pentru că așa văd eu regula administrația publică. Noi să ascultăm dumneavoastră să vorbiți și sigur să încercăm să facem ceva împreună, așa încât nu o să țin foarte mult microfonul. Vă spun că, într-adevăr, afară plouă și ăsta e semn de belșug. Nu întâmplător, Camera de Comerț face astăzi acest eveniment și îmi doresc ca acest belșug să-l puteți regăsi și anul care vine, pentru că noi, administrația publică, dar și toată România se bazează foarte mult pe dumneavoastră. O să vă spun un secret, vreau să rămână între noi. Cel puțin nu trebuie să audă doamna doctor Crețeanu. Am fugit din spital, tocmai pentru a mă întâlni cu domniile voastre, pentru că, în opinia mea și a celor pe care îi reprezint, dumneavoastră sunteți motorul economiei, dumneavoastră cei care reușiți să dați locuri de muncă, să țineți locuri de muncă, să dați salarii, să plătiți impozite, sunteți deosebit de important pentru societatea românească. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici, vă mulțumesc din suflet că ne sprijiniți, că ne-ați sprijinit, lucru pe care îl vom face și noi atât cât vom fi capabili. Pe de altă parte, mi-am dorit să vă vorbesc pentru că acum undeva o săptămână, împreună cu Televiziunea Plus, am început să gândim un proiect, un proiect social. Și vă fac astăzi o invitație tuturor și dumneavoastră, oamenilor de afaceri și domnilor și domnișoarilor din presă. Pe data de 19 veți fi anunțați ora și locația. Dorim să punem pe picioare un eveniment, un bal de caritate, la care ne dorim din tot sufletul să participe toți oamenii politici, toată suflarea economică a județului Suceava, pentru că sunt unii care au nevoie de ajutor. Vă mulțumesc anticipat și vă doresc un an cât mai îmbelșugat. Dați-mi voie să vă spun și eu un salut sincer din partea municipalității, din partea primarului municipiului Suceava. Este moment de bilanț. Sigur, așa cum s-a spus aici, știm cu toții că vremuri grele din punct de vedere economic. Din punctul meu de vedere, cu toții dumneavoastră sunteți premiați, cei care sunteți în această sală. Evenimentul a continuat cu un program artistic oferit de elevii Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu din Suceava. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Yeah,
De asemenea, au fost oferite distincții celor care în cursul anului 2011 au obținut cele mai bune rezultate. Trofeul de excelență pentru creativitate, validat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, a fost acordat Universității Ștefan cel Mare, Suceava. Trofeul de excelență pentru continuitate în mediul de afaceri la femeii manager se acordă doamnei Lăcrămioara Loghin. Trofeul de excelență pentru managerul anului se acordă domnului Vasile Armenean, BPI SRL Suceava. Trofeul pentru responsabilitate socială se acordă următoarelor instituții: Consiliul Județean Suceava, Instituția Prefectului, Primăria Floticeni, Primăria Gura Humorului, Primăria Rădăuți, Primăria Suceava și Primăria Vatra Dornei. Printre câștigători s-a numărat și Televiziunea Plus Suceava, care a obținut trofeul pentru suport media. Trofeul special pentru suport media în anul 2010 se acordă următoarelor companii: Bucovina TV Suceava, Crainou Suceava, Impact FM, Intermedia TV, Monitorul de Suceava, Obiectiv de Suceava, Orion Media Vatra Dornei, Plus TV Suceava, Radio Iași, Radio România Actualități, Radio Top Suceava, Viva FM, Săptămânalul de Rădăuți, Radio Domna și TV Iași. Gala Excelenței în Afaceri Top Bucovina 2011 a continuat și cu recitalul trupei Los Anonymous și alte surprize pregătite de organizatori.